Putem afirma încă o dată cu toată tăria și totodată cu toată responsabilitatea că ceea ce dă astăzi vigoare bisericii, propășire și continuitate este puterea ce minuni face. Și puterea aceasta vine de la Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Dragii mei, înainte ca să se întâmple lucrurile și evenimentele în ziua cincizecimii, Domnul nostru Iisus Hristos, ca unul care cunoștea toate lucrurile, avea să le prezinte ucenicilor și într-un fel să-i pregătească. E atât de important, dragii mei, în momentul în care urmează să experimentezi ceva, urmează să trăiești anumite lucruri și cel mai important, atunci când lucrurile alea sunt noi și nu te-ai mai confruntat cu ele, să fie cineva, să vină cineva și cumva să te pregătească, să premeargă cu anumite lucruri, cu anumite idei și astfel să fii pregătit pentru momentul acela. Domnul nostru Iisus Hristos, cu privire la ceea ce avea să se coboare, puterea Duhului Sfânt îi pregătea pe ucenici și în Ioan capitolul 16, de la versetul 5, cuvântul Domnului spune în felul următor: acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Era un context în care ucenicii numai nu și l-ar fi dorit pe Hristos să plece dintre ei. Știți datorită cărui fapt? Pentru că El, pentru viața lor, devenise indispensabil. Ei nu-și mai puteau imagina viața fără Hristos, fără Cel care a venit de acolo. Și, dragii mei, aș vrea să vă spun ceva în dimineața aceasta. Viața noastră nu o putem concepe pe pământul acesta fără El. Pentru că vine David și confirmă lucrul ăsta în Psalm și spune așa: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, atâtea și atâtea nenorociri ar fi venit, atâtea lucruri ar fi abundat peste noi, ne-ar fi vlăguit, efectiv, poate ne-ar fi pus la pământ. Dar noi suntem astăzi aici, pentru că El a rămas de partea noastră, aleluia! Și Domnul le spunea așa: mă duc la Cel ce m-a trimis și uitați dumneavoastră și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, știți de ce? Pentru că nu-L vroiau plecat. Eu vreau să vă întreb în dimineața asta, este oare cineva care îl vrea pe Domnul plecat din viața lui? Doamne, fă să nu! Pentru că noi nu vrem fără Tine, dar Domnul avea să continue și le spune așa: dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a cuprins inima. Dar pentru că întristarea deja s-a instalat peste viața voastră, peste inima voastră, peste gândirea voastră, peste ceea ce voi sunteți, pentru că acum aveți gândul îndreptat că eu într-o zi o să plec de aici și o să mă duc la Tatăl, ar vrea să vă spun ceva, vreau să vă spun adevărul, totuși vă spun adevărul, versetul 7, vă este de folos să mă duc. Doamne, Tu aduci întotdeauna explicații foarte clare, dar de unde ne vine folosul acesta într-un context în care Tu ești cu noi? Dar ce poate fi mai bine pentru noi într-un context în care Tu ai fost mereu lângă noi și viața noastră am aliniat-o lângă Tine și în momentele de slăbiciune, în momentele de cădere, ai fost lângă noi? Ce poate fi mai bine pentru noi? E bine pentru voi să mă duc acolo ca să vă pregătesc un loc, lucru pe care le spunea Domnul Iisus ucenicilor în Ioan 14. Dar vreau să vă spun ceva, dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, și acesta este Duhul lui Dumnezeu, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și știți ce se întâmpla în ziua cincizecimii? Promisiunea onorată al Domnului nostru Iisus Hristos. Lăudați să-i fie numele. Pentru că El a plecat, însă așa cum a plecat, avea să le spună mai apoi în Fapte capitolul 1, în momentul acela, înainte de înălțare, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Vă vorbesc de un mângâietor care are să vină în momentul în care eu mă înalț la Tatăl și vi-l trimit și acest mângâietor va produce în viața voastră și lucrul ăsta trebuie să fie bineînțeles de noi toți. Nu contează religia pe care o avem, bineînțeles de noi toți și astfel să ne dovedim trăirea după acest adevăr și anume, ci voi veți primi o putere și viața voastră va trebui să fie caracterizată sub călăuzirea aceasta dreaptă a mângâietorului.
Mângâietorului care se numește Duhul Sfânt și care va produce în viața voastră putere. Și poate o să se întrebe cineva în dimineața asta, frate, despre ce putere e vorba? Că ne uităm de-a lungul anilor putere între anumite religii care s-au lăudat sau care și-au manifestat o aroganță de o formă sau alta, că noi avem porumbelul sau noi nu avem porumbelul, noi suntem al lui Hristos pentru că avem botezul, voi nu sunteți al lui Hristos și așa mai departe. O putere pe care unii au făcut să meargă până acolo încât să se dea unii la alții la moarte și așa mai departe. Vreau să vă întreb în dimineața asta, despre o astfel de putere vorbea el? Nu! Era vorba de puterea care cobora în noi și care trebuie să fie în noi în momentul al pogorârii Duhului lui Dumnezeu peste noi, de a ne duce mai departe alergarea aceasta care înseamnă luptă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ceea ce avea să spună Sfântul Apostol Pavel lui Timotei din Roma, din închisoare, înainte să fie decapitat, în momentul în care i-a spus Timotei să transmiți tuturor și să știe întreaga lume că viața asta e o luptă și eu am ales să mă lupt, dar ce luptă? Lupta cea bună! Pentru că se vedeau luptele, Pavel vedea luptele care se dădeau între biserici, între congregații și așa mai departe. Nu, eu m-am luptat lupta cea bună a credinței, lăudat să fie Domnul. Și noi avem nevoie ca să putem duce lupta aceasta bună a credinței de putere. Puterea asta care odată zămislită noi, coborâtă noi, să ne ajute să fim martori a lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragii mei, astea sunt rusalile în viața noastră. Nu amintire sub egida căreia noi ne aliniem odată pe an și ne punem și noi că suntem parte a cultului penticostal și așa mai departe. Nu. Și în viața noastră trebuie să fie o trăire constantă sub ceea ce înseamnă puterea Duhului lui Dumnezeu. Când toți mint, să ai puterea de la Duhul lui Dumnezeu să spui adevărul. Amin? De ce? Pentru că spune El, vă va călăuzi în tot adevărul. Și asta e puterea din Dumnezeu. Când toți se duc și-și prăpădesc familiile, să ai puterea de la Duhul Sfânt să spui așa, orice ar veni peste noi, oricât de mare ar fi prețul pe care trebuie să-l plătim, noi avem puterea să ne păstrăm curați, lăudați să fie Domnul. Pentru că vă spun ceva în dimineața aceasta, din partea lui Dumnezeu am primit, în momentul acela în care va veni Hristos, în momentul acela în care noi vom auzi trâmbița, știți ce ne va ajuta? Pe mine și pe dumneata și pe oricât de mulți îi va chema Domnul să ne desprindem de aici, pe către slava cerească, exact puterea Duhului lui Dumnezeu. Aleluia! Și știți ce se va întâmpla în momentul acela? Duhul lui Dumnezeu, odată cu toți cei ce vor fi aleși și vor fi plecați, se va întoarce, știți de unde? De unde a venit, de sus, din cer. Aleluia lui Dumnezeu! Brăpăci vai va fi fără de cei care vor rămâne atunci, pentru că ei nu vor mai avea puterea pe care ciudat în dimineața asta și poate ani și vremuri de-a rândul sunt mulți care nu și-o doresc. Dar cum poți să trăiești fără Duhul lui Dumnezeu? Dar cum poți să respiri și să-ți duci viața asta asaltat și agasat de diavolul în fiecare zi cu săgeți îndreptate într-un mod constant ca să-ți distrugă viața, să stai alergarea, să facă orice numai să te oprească de a nu ajunge la țintă? Cum poți să fii fără puterea asta în dimineața asta, Duhului al lui Dumnezeu? Te rog să cobori din nou peste adunare. Amin? Și noi toți în puterea aceasta, căzuți fiind poate, trântiți la pământ, ne ridicăm și mergem înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, asta e esența. În momentul în care plin de puterea aceasta ieșim afară, în bezna acestei lumi, noi trebuie să fim ca niște făclii. Dar s-ar putea la unii dintre noi să nu se vadă para focului acea aprinsă. S-ar putea să se vadă numai o luminiță. Însă vă spun ceva, într-o încăpere plină de întuneric, e suficient de o luminiță să te poți ghida. În dimineața asta, mă rog, din partea lui Dumnezeu, flăcările de foc, pline de putere, să coboare peste noi. Amin! Credeți că la întâmplare au fost văzute niște făclii de foc? Nu, pentru că efectiv asta simboliza când Domnul i-a spus puterea care va veni peste voi va trebui vădită și văzută și simțită de cei din jurul vostru. Pentru că voi trebuie să fiți martori și lumea asta zace în cel rău, așa-i?
păcat și fără de lege la tot pasul. Însă când vine omul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu peste el, înlătură întunericul și zauriază lumina, și asta datorită lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În dimineața asta aș vrea să te întrebi, împreună cu mine, cât din puterea Duhului lui Dumnezeu e peste noi. Uitându-ne la examenele vieții, la înfruntările pe care le-am avut și confruntările pe care le-am avut, cât dintre ele le-am biruit, cât dintre ele am trecut peste și câte dintre ele poate ne-au lăsat acolo la pământ. Știți, datorită cărui fapt? Lipsei de putere. Însă Duhul Sfânt se dă și astăzi. Și Duhul Sfânt se primește și astăzi într-o inimă sinceră, care vine cu mărturisire, care vine cu o dorință, în care spune așa: Doamne, viața mea nu mai doresc să fie călăuzită de năzuințele mele, ci viața mea să fie călăuzită de Tine. Amin? Că ne place sau că nu ne place, Doamne, ceea ce Tu spui, noi ne punem în... Spune cuvântul Domnului că erau împreună. Și lucrarea s-a făcut împreună, dar o să spun altcineva: da, frate, dar s-au întâmplat de multe ori lucrări, nu de toată cinstea, în momentul în care au stat unii împreună, pentru că s-au format tot felul de situații, tot felul de bisericuțe, tot felul de discuții și așa mai departe. Știți ce făceau împreună? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Fapte, capitolul 1, cu versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cere. Asta făceau ei împreună. În momentul în care ei cu rugăciuni și cere stăteau, se ridică Petru, cel pe care Hristos a spus că va zidi biserica lui, și aduce și propovăduiește cuvântul. Și în timpul acela, adunați fiind toți împreună, au început să se cutremure locul în care erau și să vină Duhul lui Dumnezeu. Ce minunat e Dumnezeu! O să citiți dumneavoastră acasă, raportat la celelalte experiențe ale pogorârii Duhului Sfânt în viața lor. În momentele în care stăteau adunați la rugăciune, spune că se cutremura locul unde erau. Știți ce însemna lucrul ăla? După ce cobora puterea lui Dumnezeu, se dezmicau pereții. Probabil era nevoie de alții să vină, echipa de gletieri, și să repare pereții. De ce oare? Pentru că atunci când coboară Duhul lui Dumnezeu, se produce cutremur. Ascultă-mă bine, până viața noastră nu-i cutremurată, mi-e teamă că nu-i prezența deplină a puterii lui Dumnezeu. Știți ce ne spune cuvântul Domnului în Vechiul Testament, în momentul în care Gedeon s-a dus la luptă și era acolo văclia în vas? Ce s-a întâmplat cu vasul? Ca să iasă lumina, o trebuie să se facă țăndăr, să se spargă. Doamne, te rog, îndură-te și de noi dimineața asta. Mări să fie Domnul! Asta am primit de la Domnul, vă zic sincer, dincolo de ceea ce am pregătit aici pe schiță. Dar acum, raportat și la aceste cuvinte, aș vrea să privim ca și învățături pentru noi toți vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune în dimineața asta, să înțelegem, să primim și să punem în practică. Amin. Lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, și ca un concept de la bine început, stabilit, trebuie să fie foarte clar. Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt este Dumnezeu. Lucrarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu avea să se manifeste în relații cu mai multe segmente. Și o să prezint înaintea dumneavoastră, în felul raportat pe Biblie și cu versete biblice, felul în care această lucrare a Duhului Sfânt se manifestă în viață. În primul rând, de la bun început, găsim această lucrare a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în creație. Ne vorbește Biblia despre lucrurile acestea în Geneza, în capitolul 1, cu versetul 2, în momentul în care nu era nimica și totul era pustiu și gol și nu se vedea parcă niciun început a vreunui lucru. Aș vrea să se afișeze, dacă se poate, și să privim fiecare dintre noi toate versetele pe care o să le amintesc. Geneza, capitolul 1, cu versetul 2. Într-un moment în care pământul era pustiu și gol, peste fața pământului de apă era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Era prima lucrare cu amprentă a ceea ce însemna Duhul lui Dumnezeu vis-a-vis de relația a ceea ce înseamnă creația. Da, Duhul lui Dumnezeu de atunci își făcea lucrarea, pentru că El este Dumnezeu. Și nu uităm acest aspect, lucru pe care vrea să-l confirme mai târziu Iov, în capitolul 33, cu versetul 4, unde spune el, Iov, recunoaște, omul care a avut de înfruntat atâtea evenimente în viață, Iov 33 cu 4.
Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. O spunea Iov în vechime, o spunea Iov cu foarte mult timp înainte, ca unul care n-avea să experimenteze lucrarea care o întâlneau ucenicii în momentul în care stăteau toți împreună la cinzecime. Dar au spus așa, pentru că lucrarea asta a Duhului Sfânt a fost de la început și a avut în vedere și am fost cuprinși noi toți în ea, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Aș vrea să te întreb pe dumneata în dimineața asta, cine te-a făcut? Acel care zice și se face? Acel care poruncește și ceea ce poruncește ia ființă? De ce oamenii de-a rândul vremurilor și anilor au încercat să demonteze ceea ce Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu afirmă și rămâne adevăr, spunând că ne tragem din anumite creaturi și așa mai departe? De ce oare alții alăturat acestor teorii se duc și își trăiesc viața? De ce? Știți de ce? Pentru că nu recunosc ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Nu este nenorocire mai mare pe pământul ăsta, vă spun în dimineața asta, decât să nu recunoști puterea lui Dumnezeu. Îi auzi astăzi pe oameni și spun așa, puterea unui imperiu, puterea unui anumit conducător, a unui șef de stat, puterea unumitei armate care face ravage și așa mai departe. Și vezi pe oameni îngroziți până la un moment dat de aceste puteri. Și înaintea puterii lui Dumnezeu nu capitulează. E baia asta, dragii mei. Pentru că înaintea acestui Iisus Hristos, care este Domnul, trebuie să se plece orice genunchi, amin? Amin. De unde? Din cer? De pe pământ? Și de sub pământ. Așa să se întâmple. Și să poți să spui așa, Doamne, îți mulțumesc că în dimineața asta mi-ai descoperit și am înțeles și la vârsta asta că Tu, cu lucrarea asta divină, ai cuprins creația întreagă de la început și m-ai cuprins și pe mine. Mulțumesc că m-ai făcut. Mulțumesc că sunt al Tău. Dar, dragii mei, merge mai departe și această lucrare a Duhului lui Dumnezeu avea să fie cuprinsă în relația foarte strânsă, știți cu ce? Cu Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură pe care noi știm foarte clar de unde și are izvorul și cel pe care o scris-o. Și ca să înțelegem și ca să ne rămână bine întipărit Duhul lui Dumnezeu în relație cu Sfânta Scriptură, este coautor. Credeți? Afișează-te, rog, 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21. Ca să... Uitați ce spune cuvântul Domnului. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ale autentice, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Aș vrea să vă spun ceva și dumneavoastră știți lucrul ăsta. Citind aici, de la prima filă și până la ultima, cel mai mare proroc și cea mai validă prorocie o găsim aici în Sfânta Scriptură. Lăudați să fie numele Domnului. Și toți cei care au vorbit aici și au transmis cuvinte care s-au împlinit, punct și cu virgulă, și se vor împlini până va veni Hristos pe norii cerului. Toți aceștia au vorbit de la Duhul Sfânt. Vedem noi relația care este în lucrarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu cu Scriptura? Mai mergem mai departe și acest Duh al lui Dumnezeu, nu doar că a fost cel care a scris și a condus pe cei care au prezentat și au scris Scriptura, ci ajută și pe cei care o propovăduiesc. Și în dimineața asta îi mulțumesc că m-am rugat să mă ajute și pe mine să pot să propovăduiesc Evanghelia și astfel, prin Duhul Sfânt, noi toți cei care ne ridicăm la altarul bisericilor sau ori de câte ori vestim Cuvântul lui Dumnezeu, să putem să o interpretăm într-un mod corect. Amin. Asta face Duhul Sfânt în relația noastră cu Scriptura, în lucrarea pe care El o manifestă raportat la Biblie. Și pentru lucrul ăsta te rog să afișezi 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 27, unde Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod foarte clar spune așa, cât despre voi, despre voi cei care vă ridicați ca să vestiți Evanghelia, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne unde? Rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva.
ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciune, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Și lucrul acesta și ungerea asta vine de la Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Întotdeauna, ca unul care am avut parte și am parte de chemarea lui Dumnezeu în vestirea Evangheliei, dar cu mult mai mult de a asculta vestirea Evangheliei, am simțit, și probabil și dumneavoastră de asemenea ați simțit, când cineva s-a ridicat și plin de această ungere a Duhului lui Dumnezeu, avea să transmită mesajul. Lucrul ăsta se manifestă nu doar atunci când vine propovăduită Evanghelia și atunci când efectiv se ridică cineva și recită o poezie, un mesaj al acelei poezii transpus prin Duhul lui Dumnezeu și cu călăuzire dreaptă. Ați simțit lucrul ăsta? De exemplu, dimineața asta pe mine Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat într-un mod special la cântarea familiei Deac. Deosebit! Ce mesaj! Ce gest suprem de iubire a făcut Hristos, luând crucea în spate și hărbăluind pe drumul acela spre locul răstignirii, de dragul meu și de dragul tău care ești aici. Mulțumiri vi-a dus lui Dumnezeu. Atunci, dragii mei, aș vrea ca nu doar sensibilizați, ci motivați totodată, în momentul în care noi punem mâna pe Sfânta Scriptură, să fim conștienți că Duhul lui Dumnezeu acționează în viața noastră într-un mod direct. De partea cealaltă, cu cât Sfânta Scriptură este neglijată în viața noastră și este pusă deoparte și necinstită prin faptul că nu este citită și trăită, ar vrea să vă spun ceva. Duhul lui Dumnezeu și prezența Duhului lui Dumnezeu peste persoanele care fac așa ceva nu este. Cu tot respectul, fără să supăr pe cineva, că noi nu suntem chemați să-i supărăm pe nimeni. Noi suntem aici ca să ne învățăm unii pe alții și să ne pocăim, așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că au fost atâția oameni care s-au ridicat vis-a-vis de faptul că n-au înțeles ce înseamnă puterea Duhului Sfânt și cum se manifestă în relația cu creația, în relația cu Sfânta Scriptură, o să vedeți cu Hristos și mai apoi cu noi oamenii, au spus anumite lucruri, s-au aliniat după anumite teorii. Și când au fost trași mai aproape ca să vezi esența, că dacă nu vorbești dacă vorbești prin Duhul Sfânt și nu vorbești din Biblie, nu știu de unde transmiți cuvântul. Înțelegem noi? Pentru că mesajul pe care Duhul Sfânt îl transmite, fie prin dar de prorocie, fie prin dar de descoperire și așa mai departe, are strânsă legătură cu Biblia. Și atunci când Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul și care trebuie să fie temelia noastră, a credinței noastre, nu este citită și trăită și sunt alte lucruri adăugate, dați-mi voie să vă spun, acele persoane n-au nicio treabă cu ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Îmi place să cred că așa ceva noi nu avem la Efrata și nici să nu fie niciodată, ci să fie oameni care să se plece sub autoritatea Scripturilor, pentru că cel care conduce, cel care dă interpretare corectă, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie. Amen. Domnul. Mergem mai departe. Relația aceasta a lucrării Duhului Sfânt avea să fie manifestată în al treilea rând, știți, cu privire la cine? Cu privire la cel care a venit în lumea noastră, și cer nume? Domnul nostru Iisus Hristos. Asta și ne-am gândit de unde găsim la Domnul nostru Iisus Hristos atâta învățătură cu privire la Duhul Sfânt, atâta descoperire cu privire la Duhul Sfânt înaintea ucenicilor. Pentru că, dragii mei, El a fost într-o relație directă înainte să coboare aici pe pământ cu Duhul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a fost zămislit și venit în lumea noastră, datorită cărei puteri a venit. Îngerul s-a coborât la Maria și a spus, nu te teme, Marie. Iată că tu vei rămâne însărcinat. Lucrul acesta se va întâmpla așa și așa și Maria face un pas înapoi, într-un mod rațional, gândind lucrurile și spune așa, cum se poate lucrul acesta, pentru că eu nu cunosc bărbat și n-am cunoscut bărbat. Marie, trebuie să știi tu și lucrul ăsta să fie cunoscut peste vremi și celor de la Efrata. Cel care se va pogorâ peste tine într-un mod supranatural și va face să zămizlească pântecul tău este Duhul lui Dumnezeu.
Aleluia lui Dumnezeu! Nu s-a mai întâmplat așa ceva până la Maria și așa ceva de la Maria încolo și de la Hristos implicit. Avea să fie o dovadă clară că lucrarea aceasta a Duhului Sfânt îl avea în vedere pe Hristos Fiul. Mărit să-i fie numele. Amin. Copilul s-a născut, dar un fiu ni s-a dat, așa spune Isaia, nu? Și domnia acestui fiu care ni se dă a fost pusă pe umerii lui. Ar vrea să vă spun ceva. Hristos și Duhul Sfânt, una sunt. Lăudați să fie Domnul. Noi și cu Hristos una trebuie să fim. Amin? Și atunci eu aș vrea să întreb, pentru poate anumite categorii de oameni care ne urmăresc pe internet, când tu ești una cu Hristos și spui lucrul ăsta, cum poți să te dezici de lucrarea acelui care este una cu El, și anume Duhului lui Dumnezeu? Cum? Cum? C-a fost, și nu dăm nume, c-a fost doar atunci, a fost o explicație, a fost doar un moment în care Hristos le-a pregătit și așa mai departe. Și azi? Și azi? Se schimbă Biblia? Se schimbă situația? Nu. Vremurile se schimbă. Împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună. Și glasul lui răsună cu putere și în această dimineață la Efrata. Binecuvântat să fie Domnul. În momentul în care acest Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, a ieșit din apa botezului, botezat de Ioan, ce ne spune Scriptura? Ca să vedeți că lucrurile se leagă și această relație a fost una foarte strânsă, însă de la zămislire. Spune că a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel. De ce? Ca să-i dea putere lui Iisus Hristos să împlinească toate poruncile pe care le avea, întreaga lucrare pe care o avea de dus. Și acest Duh al lui Dumnezeu a fost prezent, dragii mei, și la răstignire, și cu atât mai de preț și de luat în seamă de noi toți în momentul învierii din morți. Glorie lui Iisus în veci de veci! Așa s-a creionat și așa este prezentată relația și lucrarea Duhului lui Dumnezeu cu Hristos. Și acum, dragii mei, aș vrea să privim preț de câteva momente relația aceasta a Duhului lui Dumnezeu cu noi oamenii credincioși. Pentru că am privit ceea ce a însemnat creația, ceea ce a însemnat Hristos și aș vrea să înțelegem ceea ce însemnăm noi, această lucrare a Duhului lui Dumnezeu. În primul rând, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu naște din nou. Spune Biblia asta? Da? În viața credinciosului are loc nașterea din nou, datorită și prin intermediul și cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Nu există o altă teorie, fără să supărăm pe nimeni în dimineața asta, prin care se poate produce această naștere din nou, dacă n-are la bază Duhul lui Dumnezeu. Avizează, te rog, pentru început, Tit, capitolul 3 cu versetul 5. El ne-a mântuit, spune cuvântul Domnului, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Sunt unii care astăzi propovăduiesc lucrul ăsta. Datorită faptelor făcute, în neprihănire oamenii își capătă mântuirea. Ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de cine? De Duhul Sfânt. Suntem biserică penticostală, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar dincolo de acest aspect, noi trebuie să înțelegem și lucrul ăsta să-l propovăduim și altora, raportat la Biblie, și de aia aduc aceste trimiteri, ca să le putem arăta vădit și celor care poate nu înțeleg sau poate n-au fost învățați așa, că această naștere din nou se produce prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mai apoi avea să-i spună Domnul, și lucrul ăsta îl prezintă Ioan în capitolul 3, în discuția pe care o are cu Nicodim, de unde? Prin apă și din Duh. Apa reprezentând nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care citit,
cu perseverență și în dorința, nu doar de a citi ca să fie lecturat, ci de a găsi izvorul și de a te hrăni în momentul acela, cu această înnoire care o face Duhul Sfânt, omul este transformat din nou. Glorie lui Dumnezeu! Și omul născut din nou, știți ce dorește? Să facă lucruri noi. Amin! De ce? Că cele vechi sau? Ne uităm după ani, chiar de la botez în viața unora dintre noi, poate și în viața noastră, că undeva așa mai dă câte un lăstar al lucrurilor vechi. Mai vrea să apară câte ceva din ceea ce a fost vechi. Există o întrebare la care fiecare își dă răspuns. Ori nașterea din nou nu a fost într-un mod autentic, ceea ce nu se poate contrazice, că atunci când un om e născut din nou, e nou și face fapte noi, amin, Doamne ajută-ne, ori datorită neglijenței și a superficialității în ceea ce înseamnă trăirea prin credință, au pătruns anumite lucruri. Doamne, te rog, păzește-ne. Amin. Și ajută-ne să înțelegem că tu și astăzi naști din nou. Și pentru că El naște din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în al doilea rând, locuiește în omul credincios. Amin. Glorie Domnului! Ioan, capitolul 14, cu versetul 17, se poate afișa. Pentru că El locuiește noi. Este una din specificațiile foarte clare care ne dau nouă putere să mergem înainte. Ioan 14, cu 17. Și zic, Doamne, ajută-ne ca să se vadă. Și anume, spune cuvântul Domnului, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în noi, nu? Va fi în noi? Și în 2023, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? Așa să fie. Și noi, spunea Pavel, suntem temple acestui Duh al lui Dumnezeu care trebuie să locuiască în noi. De ce? Pentru că într-un context în care lumea nu-L poate primi, că nu-L vede, noi L-am văzut de atâtea ori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care a coborât flacăra și puterea aceea simțită în locul acela, raportat la scrierile istorice, în Ierusalim erau aproape 2 milioane de oameni adunați. Și oamenii aceștia, apropiindu-se de grupul de ucenici care erau acolo, i-au auzit vorbind în limbile lor. Poate până aici, într-un mod ciudat, diferit, că erau galileeni, erau iudei, nu cunoșteau ei limbile altor popoare, dar știți ce se întâmplă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că făceau ei și ce spuneau ei în limbile lor, lăudau pe Dumnezeu. Măriți să fie Domnul, pentru că Duhul Sfânt în viața credinciosului, născut din nou și care locuiește de plin, face, vorbirea în alte limbi este un semn al primirii Duhului lui Dumnezeu, însă prin asta noi ce facem? Îl lăudăm pe Dumnezeu. Iar dacă nu se întâmplă să lăudăm pe Dumnezeu, ei bai, pentru că sunt o categorie de persoane și trebuie să semnalăm lucrurile astea, care spun așa, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se bazează doar pe vorbirea în alte limbi. Fals! E un semn al prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Însă știți ce le spunea Apostolul Pavel vis-a-vis de această lucrare? Că probabil erau și în vremea aceea oameni care se băteau în piept vis-a-vis de care vorbește mai mult sau mai puțin în alte limbi. Dacă ar fi să luăm lucrurile, așa spunea Pavel, eu vorbesc mai mult decât voi toți. Dar dacă nu este cineva care să aducă o tălmăcire a ceea ce înseamnă această vorbire, acest mesaj, ajută pe cineva la ceva? Nu. Pentru că atunci când omul se roagă în alte limbi și atunci când plin de prezența lui Dumnezeu, el vorbește taine, știți cu cine? Cu Dumnezeu care l-a dat. Măriți să fie Domnul! Amin. Duhul Sfânt, dragii mei, în relația cu credinciosul, dincolo de faptul că naște din nou și locuiește, îl pecetluiește. Efeseni, capitolul 1, cu versetul 13. Vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta, dragii mei. Și voi, spune Pavel, după ce ați auzit cuvântul adevărului, și anume Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Raportat la lucrul acesta, ar vrea să știți că și diavolul cunoaște foarte bine.
vis-a-vis de pecetea pe care Duhul lui Dumnezeu o pune peste cel credincios. O luptă întreagă, până la final, dusă de diavolul, este aceasta. Ca el, la rândul lui, să-și pună pecetea pe oameni. Pentru că odată pecetluiți, ascultați-mă bine ce vă spun, aproape imposibil ca cineva să mai iasă de sub pecetea aceea, într-un mod voit. Noi care am primit Duhul lui Dumnezeu, noi care l-am primit pe Hristos, noi care am primit și credem în puterea Duhului lui Dumnezeu și o manifestăm prin trăire, noi știm că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Diavolul știe același lucru și are de dus cu noi în fiecare zi această luptă. Și de aia s-a creat de-a lungul vremii ce înseamnă fals a ceea ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Pentru că s-au ridicat oameni și am urmărit unii dintre noi pe internet și e foarte grav că așa ceva a apărut pe internet. Dar cei care sunteți mai în vârstă, experiențe din anumite cercuri de rugăciune, în care se spunea, zi după mine, spune așa, repet așa, fă așa și așa, și asta înseamnă Duhul Sfânt. Pentru că știe diavolul, cel mai mare maestru, ca să producă falsul la ceea ce înseamnă original. În lumea noastră există mult fals, nu? Bagnotele se fac false, telefoane false, mașini și așa mai departe. Însă pentru un expert, un expert în orice domeniu vis-a-vis de ceea ce înseamnă fals, n-are nevoie decât de o singură bagnotă să-și dea seama dacă înseamnă, dacă este original, pentru un expert. Pentru că știe unde să pune mâna și cum să verifice. Eu vă spun ceva în dimineața asta din partea lui Dumnezeu. El, al cărui nume este Domnul, e cel mai mare expert. Aleluia lui Dumnezeu! Și El, expertul, e suficient printr-o însoțire clară a ceea ce El dă, să poată să spună, da, e al meu sau e fals. În biserică, de-a lungul anilor, ne putem aduna și grâu cu neghina cresc împreună. Și câteodată pare că se sufocă grâu. Și Domnul Iisus a spus așa, lăsați-le ambele până la vremea secerișului. Când se va întâmpla ceva ce? Se va face trierea a ceea ce înseamnă original și a ceea ce înseamnă fals. Grâul va fi urcat în grânar și neghina și pleava vor fi aruncate în focul cel veșnic. În dimineața asta, Duhului Dumnezeu în biserică aici la Efrat și ne cercetează inimile noastre ale tuturor. Și ar vrea să ne întrebăm, în cuvinte simple pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, raportat la ceea ce am venit să vă aduc înaintea dumneavoastră, ce înseamnă relația asta a Duhului lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, dragul meu, împreună cu mine, ce-i fals și ce-i original. Pentru că va veni o zi în care cei care vor purta pecetea Duhului lui Dumnezeu și se vor lăsa pecetluiți de Duhul lui Dumnezeu, într-o zi, vor avea ștanța aia originală. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 4, unde cuvântul Domnului spune așa, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. De ce? Pentru că atunci se pune ștampila.